Sunt vești bune, totuși, chiar dacă deocamdată sunt la nivel de, nu știu, nu de zvon, dar la nivel incipient. O doctoriță din Africa de Sud vorbea astăzi la Euronews și ne-a spus că deocamdată nu se constată în Republica Sud-Africană nicio formă gravă, adică să se ajungă la intubare din, nou, din noua tulpină tulpina uh, sud-africană a COVID-ului, dar ați văzut că Pfizer și în curând Moderna s-apucă deja de lucru pentru uh, o recalculare a vaccinului actual care să ia în discuții și această tulpină. Adică rea stau îngrijorați dându-se seama că totuși ar putea să fie prăpând la un moment dat. Ce este iarăși de remarcat este că se spune că această nouă variantă sudafricană poate să, să dividă în mai multe tulpini decât s-a întâmplat până acum. Și este posibil ca una dintre ele să ne vină, evident, de hack. Încă o dată, atenție la ce vă spun, toți suntem niște imbecili în fața COVID-ului. Deci nu există deștepți și proști. Aici, față de această maladie, planeta este subdezvoltată. Deci nu este niciunul. Am văzut pe domnul Paraschivescu că să lăuda că el are atâția anticorp că poate să dea la toată scara de bloc. E un bou. Da? Dacă vine o variantă din asta, îl face praf în două săptămâni. Deci să nu stea nimeni liniștit, că deocamdată planeta nu știe. Este într-o imposibilitate de a acționa. Astea sunt așa, giugiucuri. Noi suntem zero în fața acestei maladii. Și este posibil la ce să întrevede ca asta să fi fost doar începutul, deci antreurile, primele patru valuri. cu mic aici, dobitocilor, că n-am rezolvat nimic. Da? Deci COVID-ul ne pune cu botul pe labe cum vrea el. Planeta e de o prostie monumentală. Deci să nu cumva să se creadă vreunul, apă el are 4, 5 doze făcute. Păi și dacă trebuie de săptămâna viitoare să o luați de la zero. Ha, ideea asta este, ce te faci? Dacă, de exemplu, mai avem două săptămâni de aștepta maximum, în care va veni un verdict, să vă spune, domnule, sunt vaccinurile actuale capabile să țină în frâu noile tulpini? Și dacă răspunsul va fi nu, ce facem? O luăm de la zero, nu? Ok, o luăm de la zero. Dar poți să faci după trei doze, să mai faci încă trei, de exemplu, și la un interval cât de timp? Ei ar vrea să le facem imediat, să poate după a treia doză, la două săptămâni sau la o lună, să faci un nou vaccin? Astea sunt întrebările, nu vă luați voi că da, ați făcut vaccinul și stați liniștiți. Nu-i deloc, nu e niciun fel de liniște, am avut dreptate. Am avut, da? Când v-am spus aici în emisiune care este temerea mea, Aștept, asta am zis, să vină niște vaccinuri mai interesante decât astea, care sunt apă de ploaie, cum v-am spus atunci, da? E iată că suntem foarte aproape să fim în această situație. Deocamdată nu suntem. Vă spuneam, veștile din Africa de Sud sunt surprinzători de liniștitoare astăzi, dar poate mâine nu vor mai fi. Deocamdată, doamna doctor, aia care am înțeles că e numărul unu în Africa de Sud a zis că ea nu știe încă niciun coleg de al ei. Nu știu, sunt deja unii care s-au îmbolnăvit acolo, deci deja de câteva zile bune. N-a făcut niciunul încă cu noua variantă, o formă gravă. A început-o, zot în Europa. Numai la și sunt 13 cazuri de noua tulpină. Da? Deci ce-o cu bă, tăntălăilor ăstora care credească că acum vă puteți duce în cârciumă că v-ați vaccinat de trei ori. Și pentru ce, bă? Da? A fost un joc de glezne, să covid -ul -ul acolo, bă o să dăm pandemii cu ăla jos din pod, domnul Andrei, încă de 100 de ori. Dar măcar noi am știut, am fost mai isteți ca toată planeta. Am zis de la început că ne ducem cu toții. Așa e și astăzi.